Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Totul este Mouratoglou, spunea acum câteva luni Simona Halep. La sfatul și presiunile antrenorului francez, jucătoarea din România și-a schimbat staful și a renunțat chiar și la Virginia Ruzici, managerul care o ajuta să câștige 2 turnee de Grand Slam și să urce pe primul loc în clasamentul WTA, dar cum rezultatele bune au întârziat la adresa fostului antrenor al Serenei Williams, au apărut criticile. Ilie Năstase a fost cel mai vehement, după înfrângerea de la US Open 2022. Aravane Rezai declara despre acesta: uneori era prea posesiv și nu își asuma responsabilitățile. A făcut presiune asupra mea ca să-mi înfrunt părinții. M-a pus față în față cu ei pentru ca el să obțină ce dorea, control total. Voia să obțină rezultate și nu-i păsa în ce fel le obținea. Îmi zicea: îți promit că vei ajunge în top 10. Trebuie să mă asculți. Am avut încredere totală în el, dar nu e bine ca un bărbat să pună o fată tânără împotriva tatălui ei. În timp ce el stă și se uită. E un om pasionat de tenis, dar nu aș spune că e un mare antrenor. E un foarte bun om de afaceri. Jucătoarea a mai povestit că s-a îndepărtat de familie ca să-i facă pe plac antrenorului și spune că o punea să se pregătească chiar și în ziua meciului, fără să se gândească la accidentări. Dar nici nu îți poți imagina ce a făcut cu mine când am câștigat turneul de la Madrid. Abia mâncam, doar beam un pahar de lapte pe zi. Nici nu mâncam micul dejun. Abia puteam ridica telefonul. Eram ca într-o închisoare. Mă trezeam la 6 și alergam o oră sau 2 ore. Mă punea să fac exerciții chiar înainte de meci. Era prea mult. Oamenii din echipa lui, doctori sau nutriționiști, îi spuneau că mă voi accidenta dacă va continua în acest fel. Iar el le spunea că nu-i pasă. Și nici nu-i păsa de sănătatea mea mentală. Punea multă presiune pe mine. Eram foarte slabă. Pentru fiecare meci mâncam doar foarte puțină salată. Aveam doar un pahar de lapte și salată în stomac. Nu mă lăsa să mănânc mai mult. Spunea că trebuie să slăbesc, dar nu se putea așa. Când lucram cu el, auzeam: Patrick tocmai a câștigat alt turneu. Asta e tot ce dorea, să fie cunoscut, spunea Aravane, și despre Simona Halep au existat zvonuri de acest gen. S-a spus de multe ori că Patrick Mouratoglou i-a cerut să nu-i mai lase pe cei din familie să vină la meciuri și antrenamente. Simona Halep și-a angajat o echipă de avocați din străinătate pentru procesul de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, în care va încerca să-și salveze cariera. Audierea va avea loc luna viitoare. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.